găsit, prieteni, sunt Bogdan Cosmescu și vă invit să urmăm împreună meciul care se joacă astăzi în play-out între FC Botoșani și Gazmetan Media. Să vedeți după expresia lui Marius Croitoru de ratarea dramatică a calificării în play-off în ultima etapă acasă cu FC Argeș, când avea nevoie de un egal. A avut 1-0 și a pierdut dramatic 1-2, piteștenii luându-l locul moldovenilor în primele 6. Contra este în poartă pentru Botoșani, a dispărut din echipă Pap, vinovat la primul gol al Argeșului. Haruț, Davaș, Roni Dragu joacă în apărare. Florescu, Dican, Târcoveanu la mijlocul terenului. Mateus, Roman și liberianul Tisdel în atac. Nu cred că îi știți de la Mediaș decât pe Matricardi și probabil pe Raul Șteau. În poartă este Bumbar. Canda, Matricardi, Mateus și Maxim joacă în apărare. Iar la Mediaș a câștigat Botoșanul cu 1-0 prin golul lui Mateus, care este și astăzi titular. Sunt multe absențe importante. Sunt suspendați Papa și Brown, doi dintre cei mai buni jucători pe care în acest moment Botoșanul. Minge respinsă prost de Costea. Luptă de cap, Dava, se întinde Bumbar și respinge Roman. Încă o ocazie, balonul lovește în cap pe Felix Mateus. Prima fază are noroc Mediaș. Încă un șut deviat. E aparținutul lui Florescu. Mingea lui Șeroni trimise foarte bine spre Dragu. Poziționare greșită a apărării. Nu poți să dai așa în minge, te faci de râs. Punctat atunci într-o partidă cu FCSB, deschidea chiar scorul, dar botoșenii pierdeau 4-1. O minge care ajunge la Târcoveanu, Târcoveanu sprintează, caută pasa pe culoar, un balon făcut cadou lui Mateus de fundaș și central, Roman din întoarcere, gol. 1-0, a 5-a reușită a lui Roman de când a venit la Botoșani. Pentru Roman este ceva personal excepțional, venit de la CS Universitatea Craiova. Bine, la Craiova a plecat de la Botoșani. Roman, fost golgheter al României când juca la Pandurii Târgu Jiu. Iată-l pe Mateus, ratând inexplicabil în față cu turnul portar Bumbar. Pasă foarte bună pentru Tisdel. La primul meci ca titular, liberianul pătrunde și se face de râs. Poate că nu este pregătit, altfel, să știți, nu are calitățile unui vârf. Profite acum Canda, steagul a rămas jos, Canda în fața lui Dragu. Centrare deviată și mare ocazie de egalare pentru Mediaș. Faza continuă cu același Costea, centrând decent. Davare să șel peste 1,95 m, mare ocazie din nou pentru Gazmetan, șutul lui Matricardi. FCSB întâlnește de la 9 pe farul, acțiune bună cu Jaja, putea să centreze, mingea sare cu noroc la mai lat. 2-0, minutul 48. Punctează mai lat, centrare greșită a lui Jaja. A jucat sezonul trecut la Voluntar și a dat 4 goluri. A marcat inclusiv împotriva FCSB-ului, este prima lui reușită aici la Botoșani, un jucător care a fost luat de CFR Cluj de la CS Poli Timișoara. Dar a recuperat Florescu, Târcoveanu. Trece Târcoveanu, iese portarul și cred că repunerea de 6 metri. Târcoveanu ar fi trebuit să renunțe, are în față un copil. Roman, Jaja. Jaja a dat o dublă fantastică împotriva lui Dinamo. Minge scoasă la Târcoveanu, care înscrie superb cu stângul în vinclu. 3-0. Marchează împotriva fostei sale echipe. A jucat aici la Mediaș timp de un sezon, în sezonul 2017-2018. Gol frumos înscris de Târcoveanu. Cu 26 de puncte, este urmată de un grup de 3 echipe cu 23 de puncte. Să vedem în această fază. Pătrunderea lui Jaja, 4-0. Din nou gol frumos. Din
Cinceniul 7 și Mediașul un singur punct. Posibil să se mai înscrie Roman, părea cu destul noroc, trece de doi adversari și trage în transversală. I-a evitat bine pe Maxim și pe Matricardi. Poate pasa în lateral, o face, a urcat acolo Cheroni, care se depozat excelent de portarul Bumbar. Nu e penalti. Și nu poate fi nici galben pentru Cheroni, este o decizie uluitoare. Ceva. Priviți faza, ok, Cheroni încearcă să dribleze, după care cade. Cum să-și închipuie Popa că Cheroni a cerut penalti? Deci este o nebunie. Este o nebunie, se vede că n-a făcut nicio secundă de sport, nu de fotbal în viața lui Popa. Pasă pentru Jaja în duel cu Avram. Jaja rezolvă acest duel pătrunde în careu, trece și de portar, superb, trimite în fața porții și este autogolul lui Matricardi, 5-0. Matricardi trimite în proprie poartă, bine, trebuia să intervină cumva acolo, erau trei jucători în spatele lui. Sare peste minge Roman, Jaja, mai lat, ratează, vă spuneam, păcat de acest băiat. Roman. Se termină acest galop de sănătate, Botoșanul bate 5-0, deși n-a jucat în permanență serios și a avut ceva emoții pe finalul primei reprize. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.